Peste 500 de persoane își pierd viața sau sunt rănite în fiecare an în urma incendiilor. Anul trecut în România s-au produs în medie zilnic 19 incendii la locuințe, majoritatea dintre acestea în mediul rural. Printre cauze aparate electrice sau de încălzire defecte, ori improvizate. Jarul sau scânteile provenite de la sistemele de încălzire sau coșurile ori burlanele de fum defecte sau necurățate. În acest weekend un bărbat de 59 de ani din localitatea General a murit carbonizat după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări. Sâmbătă noaptea, în localitatea General Bertlo, unde o casă de aproximativ 40 de metri pătrați a fost cuprinsă de flăcări. Pentru lichidarea incendiului s-au mobilizat pompierii punctului de lucru Totești și cei ai detașamentului Hunedoara cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Concomitent cu acțiunea de localizare a incendiului, colegii noștri au intervenit pentru identificarea eventualelor persoane surprinse în locuință și, din nefericire, un bărbat în vârstă de 59 de ani a fost găsit decedat. Intervenția pompierilor a durat peste două ore, iar cauza probabilă de producere a incendiului a fost utilizarea focului deschis în spații închise.